misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 27. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zinitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 27Z4000X. Itzi și Bitzi tocmai se întorc dintr-o misiune și se pregătesc să aterizeze pe planeta Zizilon. Sau cel puțin, așa cred ei. Ce bine că am ajuns acasă! Foarte ciudat! Suntem în mijlocul unui pustiu! Ce s-a întâmplat? Au distrus Zizilonul cât am fost noi plecați? Îmi vine să plâng! Stai, abține-te! Se apropie cineva! Hai să-l întrebăm! Spiritul bun să vă lumineze mintea! Spiritul bun să vă lumineze sufletul! Ce s-a întâmplat cât am fost noi plecați? Unde e astroportul? Scuzați-mă, dar eu nu prea înțeleg. Unde au dispărut toate clădirile de pe Zizilon? Unde e orașul? Cred că e o confuzie. Voi vă credeți pe Zizilon? Păi nu suntem pe Zizilon? Nu, suntem pe planeta Andrazon. Ești sigur? Eu de când mă știu, nu mi-am părăsit niciodată planeta. Vă spun sigur, suntem pe planeta Andrazon. Zi-mi tot! Eu ți-am zis să ne duci pe Zizilon! Conform coordonatelor spațiale de navigație, tocmai am aterizat pe Zizilon, așa cum mi-ați cerut voi. Dar noi suntem pe Andrazon! Așa spuneți voi, eu repet. Conform coordonatelor mele spațiale, ne aflăm pe Zizilon. E foarte clar! Poate doar pentru tine, eu nu mai înțeleg nimic. E foarte simplu! Zi-mi tot s-a dereglat! Se mai întâmplă! Și noi ce facem? Doar nu putem să-l reparăm singuri. Rămânem aici, iar îmi vine să plâng. Stai, abține-te! O să trimit un mesaj la comandamentul spațial de pe Zizilon? Foarte bine, haide! Zi-mi tot, fă-ne legătura cu comandamentul spațial. Imediat. Ce e asta? Ce se aude? Uită-te sus, e o navă ziziloniană, clasa apărător. Tocmai aterizează. Ce rapizi sunt! Tocmai am vrut să le cer să trimit o navă după noi, dar nici nu am apucat să stabilez legătura, că uite, a și venit în avac să ne ia. Zi-mi tot, mulțumesc, nu mai e nevoie de legătura cu comandamentul. Confirm, legătură anulată. Ce bine îmi pare să vă văd. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Zador. Spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat aici. Unde a dispărut astroportul? Nu văd nicio clădire. Să nu-mi spuneți că vartarii au atacat Zizilonul și l-au distrus. Stai puțin, am o mică bănuială. Spune-mi, te rog, tu acum crezi că te afli pe Zizilon? Sigur, doar am pus computerul de bord să mă aduc aici, pe Zizilon. Dar noi aici suntem pe Andrazon. Sigur? Absolut sigur. Nu pot să cred. Înseamnă că mi s-a stricat computerul de bord. Și ție? Și mai cui? Și nouă! Și noi care credeam că te-au trimis după noi. Ce coincidență! Nu pot să cred. Cred că totuși trebuia să le spunem celor de la comandamentul spațial de pe Zizilon să ne trimită o navă. Zi-mi tot, fă-mi te rog legătura cu comandamentul spațial de pe Zizilon. Nehotărât mai ești. Te conectezi imediat. Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maia
și Zador. Și lui s-a stricat computerul de bord. Și... Nu vi s-a stricat computerul. Și nici lui. Situația e mult mai gravă. Mai gravă? Mi se face frică. Îmi vine să... Da, Cici! Mai bine ascultăm ce zice maiamanul Zamax. Cu 100 de zaxtani în urmă, noi am instalat niște radiobalize atomice pe cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. De atunci le emit semnale într-una. Cu ajutorul acestor semnale, toate navele noastre se orientează prin spațiu. Toate coordonatele de navigație se raportează la aceste semnale trimise de cele 12 balize. Știu! Îmi amintesc! Am învățat la cursul de astrofizică! Piții, taci! Mai bine să ascultăm ce zice maiamanul! Dar acum vartarii le-au descoperit și le-au distrus. Situația e foarte gravă. Nici o navă de-a noastră nu se mai poate orienta prin spațiu. Până acum am primit sute de apeluri de la nave ziziloniene care s-au rătăcit în spațiu. Noi am ajuns pe Andrazon! Dacă trimit o navă pe Andrazon după voi, va ajunge oriunde, numai pe Andrazon, nu. Îmi pare rău. Deocamdată va trebui să vă descurcați singuri pe Andrazon. De ce nu trimiteți tehnicienii să repare balizele? Nu au cum să ajungă la cele 12 planete, tocmai pentru că sistemul de navigație galactic nu mai funcționează. Așa e. Logic. Acum întrerup legătura. Avem treabă. E haos în toată galaxia. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Transmisie încheiată. E destul de strâmt la mine aici. Sper să avem loc cu toții. Mulțumim pentru găzduire! Nu face nimic. Începuse să se lase seara. Noaptea pe Andrazon e foarte frig. Doar nu era să vă las afară. Zador, ce mai face lama? Dar rufru. Bine, foarte bine. Din păcate nu cred că o să o revăd prea curând. Cine știe cât o să mai stăm pe planeta asta. Poate pentru totdeauna. Nu fi pesimist. Într-adevăr, situația e foarte încurcată. Atâta timp cât balizele sunt defecte, dacă introduci coordonatele unei planete în computerul de bord, poți ajunge oriunde în altă parte. Nu mai e nimic precis. Eu mă întreb, cum se naviga prin galaxie acum 100 de zaxtani când nu erau balizele? Oh, mult mai greu, vă spun eu. Pe vremuri erau asno-navigatori care se puteau orienta după stele. Dar ei erau foarte rari pentru că era o meserie foarte grea. Erau instruiți încă din Tolozai 1 și își petreceau mulți zaxtani doar învățând stelele și constelațiile. Și erau aleși numai dintre aceia cu o memorie extraordinară. De-aia nici nu erau așa mulți. Așa că acum 100 de zaxtani, înainte de epoca balizelor, se naviga mult mai puțin prin galaxie. Niciun astronavigator pe undeva prin galaxie? Ba da, avem unul chiar aici pe Andrazon. E foarte bătrân, îi se spunea Stelarul. Era cel mai bun. Să mergem la el! Nu e chiar atât de simplu. Cu mult timp în urmă, când s-au pus balizele în funcțiune, el a suferit așa un fel de depresie. Spunea că acum nimeni nu mai are nevoie de el. Era suficient să introduci coordonatele în computerul de bord și computerul stabilea traiectoria mult mai repede decât ar fi putut să o facă Stelarul. La el dura mult, se uita după stele, calcula, desena. Acum, cu computerul de bord, hop, și gata. De când vartarii au stricat balizele, avem o mare nevoie de un astronavigator. După cum vă spuneam, el a fost foarte supărat când a fost dat deoparte. S-a refugiat în mijlocul junglei, unde se zice că și-ar fi construit o colibă și stă acolo. De atunci nimeni nu l-a mai văzut. Hai în junglă să-l căutăm! Acum noaptea? Afară e frig de crapă meteoriții și întuneric ca în spațiu. Mai bine rămâneți aici. Plecați mâine dimineață. O să vin și eu cu voi. Doar și eu sunt apărător al galaxiei Xarazon. Hai să ne odihnim. Mâine plecăm în zori. Acum că am ajuns la marginea junglei, eu vă las. O luați drept spre inima junglei. Sper să-l găsiți pe Stelar. Mă întorc acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Și mulțumim pentru găzduire. Atunci, la drum. Nu înainte de... De... Bici! Iți! Iți! Bici! Iți, bici, bici, iți! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă. Naveta solar e pregătită. Pe Varsar să-l învingă. Pe Vardari îi nimicim. Pe Zizilonieni îi ocrotim. Aici pe Andrazon în loc să ne ducă pe Zizilon. Bine. Zimi, tot, tot. Zimi, Zimi, tot. Prietenul care știe tot. El e Zimi, tot. Dați-mi voie să-mi cânt și eu cântecul de luptă. Chiar te rog. Suntem curioși să-l auzi. Wahabuzubul, vi-l cânt altă dată. Avem o problemă. Wahabuzubul. Ce m-am speriat. Tu cine e? Ce păros e! Și de ce are sulița aia îndreptată spre noi? Cuba, cuba, zubulbul! E un zuzul. Face parte dintr-o populație primitivă care trăiește în jungla din Andrazon. Ei nu cunosc limba xaronită. Și noi cum o să ne înțelegem cu el? Ai uitat de transmițătorul organic? Nu funcționează dacă suntem prea departe de nava Zorar. Cabul, buzul! Cabul! Nu este nicio problemă. Eu am studiat limbajele primitive. În mare, cam înțeleg dialectul zuzulilor. Ce vrea să ne zică? Ah, dar ce mă împunge cu zulița în spate? Wahu, buzubul! Iai! Cubacu, buzubul! Bulbul! Nu prea are dicție bună. Din câte înțeleg, e supărat că i-am călcat teritoriul. Spune că suntem prizonierii lui și vrea să mergem cu el. Spune că avem intenții pașnice. Nu vrem să-i cucerim teritoriul. Am să încerc. Cum era... Uhab, buzub, nubacub, nub, nub... Cub-nub. Numba-cub-ub-hab. Cub-cub. Tutub. Buzul. Zuzul. Zul. Ce zice? Mă tem că nu avem încotro. Trebuie să mergem cu el până în satul lui. Acolo, din câte am înțeles, o să ne judece marele Tutub, care o să decidă în marea lui înțelepciune dacă suntem sau nu vinovați. Dacă se dovedește că avem intenții rele, ne taie în bucăți și ne dau hrană la leozoni. Dacă avem bune intenții, o să ne dea un fel de mărgele de sticlă colorată. Dar cine e marele Tutub? E un fel de mai mare peste tutubi. Ce sunt ăia tutubi? Tutubii sunt un fel de... Cum să vă explic eu? Cum ar fi la noi maiamanii. Înseamnă că marele Tutub e un fel de maiamanul Tutub. Zamax. Cubazub, tututub, tu, tutub. Cred că trebuie să mergem cu el, să nu-l înfuriem. Haideți! Uite-l pe marele Tutub. Tocmai acum iasă din colibă. Tutub, Cubazub, tu, Tutub, Zulub, Mega Tutub. Acum ne prezintă marelui Tutub. Îi spune cum ne-a găsit el și se laudă că el ne-a adus. Wow, ce cumplit arată. I-a acoperit tot cu piei de leozon. Uite, are pe cap o mască foarte ciudată. Așa e în culturile primitive. Când marele Tutub oficează o ceremonie, totdeauna poartă o mască pe față, ca să nu-i se vadă figura. Zulum cum Tulub nub nub. Nub nub. Ce zice? Ce ai zis? Ne întreabă ce căutăm în jungla lui. A întrebat dacă am pornit cumva la vânătoare de animale. I-am răspuns că nu. Zulub, zululub, cubacub. Nub nub. Acum ce mai zis? Acum m-a întrebat dacă aveam cumva intenția să îi otrăvim izvoarele sau să îi distrugem plantele. Bineînțeles că i-am spus că nu astea sunt intențiile noastre. Sper că am fost convingător. Zulum cum bulub nub, zulub cubacub nub nub. Cuzulub cuzulub bub. Dacă nu vânăm și nu rupem plantele, atunci ce căutăm la el în junglă? Cine suntem noi? Și de unde venim? O să încerc să îi răspund. Nub nub. Culub, tulub, zub-zub, tubiții, tubiții, itub, nub, zador. Culuzulub, tulub, zizilon, culutuluzulu, cum îi zice la apărător? Stai că știam. Iții și biții, apărătorii galaxiei Xarazon, voi sunteți! Dar nu știam că sunteți așa de mici!
Am auzit în schimb de isprăvile voastre. Acum că mă uit la voi, nu păreți mai mari de Tolozai II. Tulub, Tutub, ce ciudat, marele Tutub vorbește Xaronita. Privește, și-a scos masca. Uai! Nu e Azuzul, e Andrazonian. Oh, dar ce bătrân e! Ce faci aici printre zuzuli? M-am retras în junglă cu mulți ani în urmă. Lumea civilizată nu mai are nevoie de mine. Acolo sunt inutil. Dar aici, în junglă, m-am împrietenit cu zuzulii. I-am învățat să se orienteze după stele, să nu se mai rătăcească prin junglă. I-am învățat să folosească mișcarea stelelor ca să-și facă un calendar. Pentru asta, ei mă apreciază foarte mult. Cu timpul, ei m-au făcut mare Tutub, adică un fel de maiaman pe limba lor. Nu-mi spune! Stai să ghicesc! Tu ești cumva stelarul? Ah, mi-ai trezit amintiri! Da, de mult, pe vremuri, mă porecliseră stelarul. Pe vremea când aveau nevoie de mine. Dar e mult de atunci. Acum sunt, după cum v-am spus, marele Tutub. Trebuie să vii cu noi! Avem o mare nevoie de tine! Nu-i adevărat! Zuzulii sunt singurii care au nevoie de mine! Ba nu! Toată galaxia Xarazon își pune speranțele în tine, stelarule! Nu-ți bate joc de mine, copile! Cine să mai aibă nevoie de un astronavigator în ziua de astăzi? Este suficient să introduci la consolă coordonatele planetei unde vrei să ajungi și nava te va duce pe pilot automat. Și asta într-un timp atât de scurt cât eu nu am timp nici măcar să mă uit la trei stele și să le numesc. S-a întâmplat o nenorocire. Vartarii au defectat cele 12 radiobalize atomice de pe cele 12 planete. Acum nimeni nu mai poate naviga prin galaxie. Dacă introduci coordonatele unei planete, te poți trezi oriunde, numai acolo nu. Nimeni nu mai zboară în spațiu de frică să nu ajungă din greșeală, cine știe, chiar pe planeta Vadrazon. Dar eu de mult nu mai am nicio treabă cu galaxia și cu zborurile cosmice. De când m-am retras, nu mă mai interesează nimic în afară de poporul meu de zuzuli. Tuba, tubnub! Nu-mi spune că nu-ți pasă de soarta galaxiei. Galaxiei i-a păsat de mine? Încă de la naștere am fost ales după memoria mea foarte bună. Zaxtan după Zaxtan, Tolozai după Tolozai, am învățat numai stele, constelații și figuri geometrice. Cataloagele de stele le știam pe din afară. Nu am făcut altceva toată viața decât să studiez stelele. Și într-o zi au pus balizele atomice în funcțiune. De atunci nimeni nu a mai vrut să știe de mine. Puteam să mă dezintegrez sau să mă arunc în marele vulcan de pe Catora. Nimeni nu mi-ar fi simțit lipsa. Și voi vreți acum ca mie să-mi pese de ei? Nici nu mă gândesc. Sunt fericit printre zuzuli. Ei mă apreciază. Nu mai vreau să plec de aici niciodată. Pare rău că s-a întâmplat așa. Sincer, regret pentru cât ai suferit, dar te rog, te rog, ajută-ne! Avem mare nevoie de tine! Stelarule, dacă nu ne ajuți, trupele ziziloniene devin inutilizabile! Galaxia Xarazon va cădea în mâinile lui Varsar! Nu va fi bine pentru nimeni! Iar într-o zi, mai devreme sau mai târziu, vartarii vor debarca și aici, pe Andrazon! După cum îi știi... Vor defricea toată jungla și vor omorâ toate animalele ca să-și facă ei aici baze militare. Trebuie să înțelegi că nu te poți ascunde în colțișorul tău fără să-ți pese de cei din jur. Dacă e rău pentru toată lumea, nici ție nu are cum să-ți fie bine. Hai, mare Tutub, te rugăm. Nu mai spune marele Tutub. De acum să-mi spuneți stelarul. Unde e nava voastră? Vin cu voi! Nu știu, eu nu am auzit. Hai repede, trebuie să îl ducem de grabă pe stelar la maiamanul Zamax. Deja suntem pe Zivilon. Unde vreți să mergeți? Zimitot, ne pare rău, dar ia o pauză. Vom naviga fără pilotul automat. Și cum o să vă orientați în spațiu? Nu-ți face griji în privința asta? Tu doar menține propulsoarele și mergi după cum îți indicăm noi, pe comanda manuală. Imediat.
să mă trag mai aproape de Hublou să văd stelele. Deci vrem să ajungem pe Zizilon. Ce mult e de atunci, stai să-mi aduc aminte. Pata aia albastră e nebuloasa Thorax. În partea opusă, punctul ăla luminos e soarele sistemului Taurida. Unesc cele două cu o linie imaginară și plec cu linia cealaltă până în constelația Sombrozaurului. Bisectoarea unghiului trece exact prin Solaraxe. La jumătatea distanței sunt cei doi sori. Acum este anotimpul hostinizării, anotimpul alb. Deci planeta Zizilon este la egală distanță cu cei doi sori, care sunt, uite, stelele alea două. Ca să ajungem pe Zizilon, trebuie să mergem în direcția asta. Hai să mă uit pe planetarium. Da, zi-mi tot. Cap compas 20. Cu toată viteza înainte! Îmi pare rău să vă spun, dacă o iau pe direcția asta, nu ajungem nicăieri. După cum îți spunem noi, balizele sunt defecte, nu te lua după ele! Bine, cap compas 20. Să nu mă certați pe mine dacă nimerim aiurea într-un câmp de asteroizi sau dacă mergem orbește până când ieșim din galaxie. Spiritul bun să-ți lumineze mintea! Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Dar, Itzi, Bitzi, cum ați ajuns pe Zizilon? Uite-l și pe Zador. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul și ție, Zador. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane. Tot nu-mi dau seama cum ați reușit să ajungeți. Și asta încă nu e tot! Nu am venit cu mâna goală! El este stelarul! Maiamane Zamax, sunt profund onorat să vă întâlnesc! Se spune că erai cel mai iscusit astronavigator. Și încă mai sunt la dispoziția ta, Maiamane! Stelarule, toată galaxia Xarazon e în mâinile tale. Știi ce ai de făcut? Cred că nu vă este greu să vă imaginați ce a urmat. Stelarul, cu ajutorul științei lui străvechi, a condus navele tehnicienilor până pe toate cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. Odată ajunși aici, tehnicienii au reparat astrobalizele. De atunci se poate naviga din nou prin galaxie. Acum e suficient să-mi spuneți coordonatele și vă duc în siguranță pe orice planetă. Tehnica e bună, dar nu te poți baza pe ea așa, orbește. Cum să vă explic eu vouă? E ca și cum ai tot timpul la îndemână o lumânare și un chibrit, chiar dacă ai becuri în toate camerele. Dacă se produce o pană de curent noaptea, aprinzi lumânarea și nu rămâi pe întuneric. Spiritul bun să vă lumineze mintea.